Bună seara, vă salut cu respect, George mă numesc și astăzi vreau să fac un vlog, un video, cum vreți voi să-i spuneți. Interesant ceva, să avem ceva de înțeles, să vedeți ce înseamnă până unde duce disperarea. Până unde poate să ajungă creierul uman când este disperat prea tare. Băi, fraților, eram la Pârnaia, tovarăș de-al meu, mă prietenesc bine cu el, omul băiețaș, așa, bine, se vedea că nu e stofă, era un băiețaș mai și drogangiu și bă, se vedea că era un vagabonțel de ăsta de cartier, mai, cum să vă spun eu vouă, mai de proastă factură, dar nu băiat rău, mă înțelege, suflet bun. Bă, frate, mă prietenesc cu el acum, eu nu întrebam la lume ce pedeapsă ai, ce ești, ce nu ești, înțelegeți? Până nu deveneam frate cu el, înțelegeți? Și ne prietenim foarte dulce, foarte serviabil băiatul, înțeles, și de familie omul. Deci de familie bună, primea pachete, avea bani, om, tot ce vrea. Dar se vedea pe el, pe trăsăturile lui, că a fost un om neîngrijit, un om, un vagabond, un boschet, cum ar veni. Înțelegeți? În viața liberă. Tatuaje, zgârieturi, șterse, neșterse, fără... Înțelegeți? Se vede un om când e calitate și unul când nu e. La Pârnaia. Și, dar v-am spus, băiețaș bun, disponibil totdeauna, ce să vă spun, ajutător, înțelegeți? Bă, nene, acum mă prietenesc cu el acolo și vine ăsta, tovarășul meu la mine, spune, bă, cu ăsta ești prieten, ești nebun, pe ăsta e criminal. Zic, cum adică criminal, mă, ce criminal, nu sunteți toți criminali? Ba da, frate meu, ăsta e criminal de la sadic. Zic, mamă, mi-a rămas așa ca... Că el în timp ce ăsta, băiețașul ăsta, am trecut peste, înțelegi? Nu am intrat în detalii. Bineînțeles, vorbesc cu ăsta, devenim frați, prieteni, vorbeam. Tot timpul mă întreba el cum e România, cum e acolo, ce să combinații faceți voi, cine mai la putere, ce clanuri sunt, chestii de-astea de șmecherie, cum ar veni. Vorb. Bă, din una în alta intrăm în vorbă, mă întreabă el de faptă, ce ai făcut cu tare, cu tare, îi spun și eu de fapta mea și îi zic și eu acum zi-mi și mie de fapta ta. Zice, ce faptă, George? Că dacă spun de fapta mea, nebunești. Zic, aia mă spune, m-am auzit fapte de... Asta, ce fapt ai? Păi stai să-ți povestesc, fratele meu. Băi, nene, ne punem într-o seară, ne luăm noi sucuri, napolitane, așa, și ne punem vreo 4 inși, înțelegi, într-un corner, așa. Eu nu eram la mine în pat, eram într-un corner cu ei. Și stăteam fumat, țigări alea și stăm să ne povestească. Și acum vrem să auzim și noi varianta ta. Ceilalți știau povestea la om, înțelegeți? Și eu auzisem în mare, dar nu așa cum a povestit om. Între timp, până mi-a povestit el, de când mi-a dat la signal mie, m-am interesat și eu, am întrebat și eu pe fratele meu, cum e mă, ce este, ce e, da, așa, 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 mi-a povestit om. Zic, uitați-vă, bă, nu părea, bă, de niciun fel mâncava și curava asta, adică nu părea un om bolnav mental. Băi, fraților, ce credeți, vă, să pune omul să povestească? Și ce, băi, nene, de mic copil, de la 13-14 ani de zile, am fost un vagabond. Vagabond la modul că nu mi-a plăcut nici școala, nici alea, mi-a plăcut infracționalitățile, zona în care era omul era o zonă infracționalitate la maxim. Și el fiind dintr-o familie bună cu părinți care aveau business, mâncava și pe timpul ăla avea business șmecher în centrul orașului, înțelegeți? Și el stătea mai mult pe acolo, la business-ul părinților, înțelegeți? Și avea un business, nu mai țin minte, oriunde ăsta de veterinar, de câini, o ceva de genul ăsta, deci era de familie bună. Dar era un propriul lor business. Și el stând tot timpul acolo la centrul ăla veterinar, fiind în centru, avea foarte multe conexiuni și toată lumea care venea cu ceva de șuteală, să cumpere ceva, știți voi la ce mă refer, el era omul de contact. Băi, nene, în cartier acolo era un fost boxangiu, înțelegeți? Tot un boschet, un băiețaș care nu, din ce povestea omul, că nu era de ăsta stofă să fie un șmecher, dar era bul de ăsta, era zmarduiaș de ăsta, periculos. Și îl cam terorizat de mic copil. Pe unde îl prindea, îi lua banii, îl prostea, ăsta de frică îi dădea. Și uite așa.
Bă, la un moment dat ce se întâmplă, erau în centru acolo și mai mulți oameni, tot la fel, din mediul infracțional, vine ăsta și dă o palmă, îl josește în fața la toată lumea, ați înțeles? Și ia bani. El n-a mărit niciodată, nu mărea niciodată de ăsta, că era frică de el și pe unde îl prindea ăsta, când n-avea bani, îl căuta să-l tâlhărească. Că știa că ăsta, fiind de familie, totdeauna găsea ceva la el. Nu sume mari, dar ceva. Și bă, îl înjosește în fața la lume, mâncava și gura voastră, ce face? În momentul respectiv, în creierul lui se declanșează răzbunare. Bă, își face nebunul un plan de ăsta diabolic în creierul lui și ce credeți că face frații mei? Bineînțeles, părinții aveau program acolo până la o anumită oră și de la anumită oră își făcuse dublul la chei și el stătea acolo. Și acolo venea tot mediul infracțional, părinții nu știa nimic. Înțelegeți? Ce facem, bă, fraților? Băi, lasă vorbă în oraș, băi, spuneți-i lui Vicențu că mâine la ora 4 să fie la mine, că am treabă cu el, am o combinație mare de tot. Bineînțeles, omul își pregătește toată șmecheria, bun. Ăsta când a auzit, omul, a ajuns vorba la el, bă, te vrea Vicențu mâine la 4 la el, care are treabă cu tine, are o combinație mare cu tine. Ei mai făceau combinații, adică ăsta îl mai punea, uite, tâlhărește-l pe ăla, care bani, chestii de astea. Vezi apartamentul ăla, mai făcea cât un șpling, îi mai dădea și informații. Și ăsta zicea, oh, hai, gata. Vine el, pac, vine, se întâlnește cu om acolo. Ce, bă, așteptăm să plece mama cu tata, cum închid ăștia, intrăm noi înăuntru și vezi că la ora 5 jumate 6 o să vină doi băieți cu marfă la ei și bani și aur, acarete. Te ascund undeva, când intră, îi luăm, îi tâlhărim că sunt fraieri, omul, nu, oamenii nu sunt de aici, sunt veniți, înțelegeți, din alte părți și au acaretele astea. Eu i-am ademenit să vină cu, acum tu trebuie doar să-i tâlhărești, că ăștia pleacă, nici nu mai vin, că nici nu sunt de aici. Bun. Ăsta când a auzit, gata, șmecherie. Ce, dar fii atent, uite aici te bagi ca să nu te vadă ăștia, bă, într-un dăsta, mă, cum ar veni într-un studio, așa, știi? Ei, ăștia, părinții aveau o cușcă undeva unde țineau probabil câinii sau ceva de genul ăsta. Sau animalele, nu știu. Ce te bagi aici în cușcă? Asta avea, era acoperită cu niște draperii, cușca nu se vedea, înțelegi? Cum ar veni, era un ăsta, un ceva, unde dormeau câinii noaptea, ceva de genul ăsta, ăștia care erau sub tratament sau ceva. Ăsta, băi, ne pune botul și o halește mâncava și gura voastră și intră în cușca aia acolo. Mă, în cușca aia acolo când a închis-o, pac, a pus zăvorul, bum, bum, s-a închis definitiv. Înțelegi? Deci omul nu mai putea să iasă de acolo. Asta. Băi, ăsta în planul lui diabolic, ce credeți că și-a făcut fraților? Băi, și-a pregătit o suliță de asta de lemn. Înțelegeți? O suliță de lemn cu ceva de fier în vârf. Băi, nene, cu sulița aia mâncava și gura voastră, prin toate găurile la cușca aia, băgat-o în el. Bă, l-a nenorocit pe om, ce să mai... Zicea omul, zice, domne, nu știu dacă am băgat de frica lui, ca să nu cumva să mai trăiască, cred că am dat peste 200 de sulițe în el. Ați înțeles? Cum s-a mai apărat ăla, cum s-a băgat, cum, înțelegi, că e povestea, zice, bă, dacă vedeați ce țipă, că mi-era frica cum caute toată lumea, dar nefiind nimeni acolo în zonă, în zona respectivă, doar cum se numește, doar studioul respectiv, nu a auzit cum ar veni, nu a sesizat nimeni. Și a zis că după vreo 10-15 sulițe de alea n-a mai țipat, n-a mai urlat, n-a mai făcut nimic. A căzut în agonie și el de frică a tot dat în continuu până când, înțelegeți? Ba, acum, când a observat el și a revenit și el din frica aia și a văzut că omul e mort, l-a scos de acolo, fraților, l-a tăiat bucăți, 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 l-a băgat în doi saci de plastic și l-a dus afară din oraș, mâncava și gura voastră. Nu știu dacă știți, voi ați văzut pe unde sunt zone de astea de abandonate, cum ar veni, unde sunt gunoaie, sunt astea. L-a aruncat în mijlocul la gunoaiele respective și a dat și foc la gunoaiele alea. Adică s-a ardăcut tot ce era acolo. Bineînțeles, s-a întors înapoi, a făcut curățenie lună, nicio chestie, nimic, adică tot ce e, că toată mizeria care s-a făcut în cușca respectivă. Ați înțeles? Și a curățat omul absolut tot și, bineînțeles, papa, tot.
Băi, Reana, ce mai durat? A durat 2 zile, bineînțeles. În orașul respectiv, vâlvă mare, mâncava și gura voastră, mediatică, televiziune, absolut tot, criminalistică, toate alea. S-a descoperit ce erau în sacii respectivi. Ați înțeles? Bă, una peste alta, științifică, ăștia, autopsie, ce au făcut oamenii, au ajuns cine era omul, nu? Bineînțeles, s-a descoperit cine era omul și bineînțeles că a ajuns la ăsta. Ați înțeles? Bă, a ajuns la ăsta fiind ultimul om care l-a văzut cum ar veni. Bineînțeles, l-a luat pe om, arestat imediat, l-a ținut vreo 2-3 luni de zile, mâncava și gura voastră, în anchete, în astea, că nu-i găsea probe. Fraierul, pă nu, pă nu, da, domne, a fost la mine, dar n-au venit tu niște oameni care trebuia să ne întâlnim cu ei și a plecat omul. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu el. Bum. Omul fiind un, cum să vă spun eu vouă, un infractor comun, un găinar, dar neavând antecedente penale cu violență, cu ani, nu l-a ajutat fizicul. Ați înțeles? Bă, după vreo 3 luni de zile l-a pus liber, mâncava și gura voastră. Nu exista probe pentru el. Ați înțeles? Bă, neexistând probe pentru om, liber. Acum cine știa de șmecherie? Doar el, da? Bă, ca să vedeți ce înseamnă, mă, când ai decât un băiețaj deștept, înțelegi, și anchetator, și procuror, și ce, bă, te scoate, bă, din tine cât de șmecher ești tu și ai făcut toate astea, oamenii știu cum să te ia și te spargi fără să vrei. Ce credeți, mâncava și gura voastră, ia interviuri, bang, 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 după eliberare, cu tare, bă. El acum devenise și el, cum ar veni, persoană publică, îi plăceau interviurile. Ăsta ce face, reporterul ăsta? Băia deștept, doxă. Se prietenește cu el, mâncava și gura voastră. Bă, când vede că nu reușește să scoată absolut nimic de la el, își folosește o tehnică de înjosire. Și în ultimul interviu, mâncava și gura voastră, ce îi spune? Zice, eu toate interviurile care ți le-am luat până acum, ți le-am luat datorită faptului că ai fost mediatic, că te-au băgat în prima linie, dar eu am știut de la început că tu n-ai cum să fii criminalul, pentru că în primul rând nu te ajută fizicul și te văd că nu ești capabil tu să te dai la ăla. Ăla era de 2 ori mai mare ca tine și n-aveai tu nici măcar nu îndrăzneai în viața ta să te gândești la el, să-i faci un rău. Băi, s-a jucat cu creierul lui, l-a atins în orgoliu și a început omul să se spargă. Da? Păi stai bă, așa să vezi ce i-am făcut eu, așa, așa, i-am băgat 200 de sulițe în el, așa, așa, așa. Bă, s-a spart omul, mă, fraților, din orgoliu și din înjoseala care i-a dat-o băiatul deștept. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și apropo de chestia asta, că niște chestii, că el ne arăta, înțelegeți ce spun, și după care eu am văzut și îl întrebam și bă, fraților, multe chestii care el le-a declarat acolo în aia, nici măcar nu existau probe că el a făcut chestia asta. Ați înțeles? Că ce povestește el, că el povestea că când l-a scos de acolo și l-a tăiat, i-a spart cutia cranială și i-a spălat creierul cu un șampon. Ce a avut el în nebunia lui acolo, ce zice el că a avut. Dar bineînțeles că pe parcurs ni s-a demonstrat că nu era adevărat, că omul nu exista nimic elocvent sau nicio probă că el ar fi spălat creierul la om, dar el așa a spus că a făcut chestia asta din gura lui. Pentru că, cum să vă spun, fiind atât de înjosit și de lovit în orgoliu, el a spus, stați bă, și eu că vă arăt eu ce am, dacă voi ziceți că eu sunt fraier și că eu n-aș fi putut să fac, stați și eu că vă arăt eu ce am făcut. Băi, fraților, și-a luat fapta omul. Au fost foarte multe chestii care nu s-au combătut din povestirea lui cu ceea ce s-a întâmplat, dar până la urmă s-a adeverit că el a fost autorul crimei și că el l-a parcelat, el l-a tăiat, el l-a dus tot acolo. Și cum să vă spun, dintr-o prostie și-a luat omul fapta și s-a dus la locul lui unde era locul normal, pentru că nu era un om sănătos dacă a făcut chestia asta. Și ce vreau, unde vreau să vă aduc? Ce înseamnă, bă, mâncava și gura voastră, să dai decât un șmecher care se joacă cu creierul tău și te face să scoți din gură ceea ce tu nici nu măcar n-ai visat vreodată să scoți. Asta înseamnă când ai de-a face cu oameni inteligenți, cu oameni care provin cu o educație, care știu cum să ia o tehnică de interogare, cât de șmecher ești tu. O virgulă, dacă ai spus-o greșită și l-ai doxă, ți-o repetă de 4.000 de ori încât te bagă pe tine
în dubiu, te nu mai știi om cu persoană, stai puțin cum, ce am zis, ce am făcut, ați înțeles? Deci băiețașul ăsta fiind, a ajuns faimos reporterul respectiv, înțelegi? Pentru că el a fost descoperitorul destăinuirii lui, da? Și aici vreau să vă aduc, uitați bă ce înseamnă bă, să terorizezi un om și să nu, să-l subvalutezi, să zici ce să-mi facă mă mie ăsta, că eu să moară, să facă dacă nu, ai înțeles? În gândul lui ce-a făcut om. El nu s-a gândit că l-a luat șmecherii, s-a jucat cu creierul lui, l-a băgat în cușca aia, dar n-a mai putut să iasă de acolo și ce să-i mai faci mânca bă, și cura voastră, cât de munte ești tu, cât de mare ești. Când erai acolo, ce să mai? Că omul s-a băgat acolo ca să fie ascuns, să nu-l vadă lumea. El nu și-a dat seama că omul când închide aia, nu mai are ce să facă. Pentru că nu s-a aștepta ca ăsta să se gândească să-l mierlească. A crezut că oricum e o bătaie care i-am dat-o, care l-a mai bătut de 4.000 de ori până atunci. Ați înțeles? Și da, povestea și spunea, zice, dacă ăsta, dacă reporterul nu m-ar fi atâțat atât de tare, și nu l-aș fi considerat eu prieten cu mine, pentru că ei în perioada asta, o lună, două de zile, s-au frecventat cu interviuri, cu tare, cu tare. Și acum ăsta, reporterul fiind un băiat deștept, l-a făcut în așa fel încât ăsta să creadă că e tovarăș cu el, că e prietenul lui și că îl apreciază și că cu tare. Până în momentul în care i-a zis, băi, eu am știut de la început că n-ai cum să fii tu. Păi nu ai cum, în primul rând, nu te ajută fizicul, în al doilea rând, n-ai fi îndrăznit, mă uit la profilul tău, tu n-ai fi îndrăznit să te dai tu la el în viața ta. Ați înțeles? Două la mână, care l-a enervat pe om și al treilea zice, bă, ăla te bătea cu mâna la spate, ce puteai să-i faci tu lui ăla? Și ăla zice, a, da, păi stai bă, așa că îți spun eu ce i-am făcut. Deci s-a spart singur, bă, fraților, că a avut un băiat deștept în fața lui care a știut să joace cu creierul lui. Ceea ce vreau să vă spun și exact ce se întâmplă și acum în mediul ăsta online, și mai mult pe TikTok și astea, înjosiri, vorbe urâte între prieteni care au fost frați, care au împărțit o pâine grea la pușcărie, că ăla s-a făcut, că ăla s-a dat, că ăla e făcut, că ăla e sifon, că ăla nu e sifon, că ăla e apă minerală, că urât bă din partea lor și mai urât din partea voastră că le dați putere la asemenea oameni și urmăriți pe asemenea oameni care în primul rând nu au nimic de demonstrat pe platformele astea, nu au o povestire cap-coadă cum ar trebui să fie ca toată lumea să înțeleagă ceva și să se îmbogățească cu ceva, se umflă pe ei de la cap-coadă și nu au mă esență, nu au mă stofă, nu au mă nimic. Bă, fraților, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar să moară familia mea dacă voi știți, așa în general, ce înseamnă. Bă, știți ce a spus Gheorghe Hagi și Gică Popescu odată? Țineți minte chestia asta. Orice străin care venea la Galatasaray trebuia să facă diferența. Că de galatasărăieni, turcii lor, aveau ei milioane. Da? Același lucru se întâmplă și cu Bucureștiul și cu restul lumii. Mă, sunteți nebun la cap. La București. E la București, bă, fraților. Dacă nu ești de la București, deja ești în Liga a doua. Și ca să fie și din comun, trebuie să fii un neion porcu, un clămparu, un înțelegi, un caiac, un ce să vă mai zic, să vă dau un nume așa de șmecher. Cine mă, fraților, că nu vreau să omit pe nimeni. Ce să vă zic? Cine? Băiețașul ăsta care am auzit de el, cum îl cheamă, mă, de... Pe la pușcărie și el, șmecher și... Șmecher, șmecher, nu-mi vine numele acum. Deci, ca să fii, voi țineți minte, ce nu-i din București, sunt 4-5 nume sonore care au făcut diferența. Ați înțeles? În restul, bă, fraților, sunt pleavă, mă, să mor eu dacă vă mint. Și nu vă spun că sunt eu de la București. Pentru că asta e realitatea. Bă, dacă ești de la București, deja ești și voi știți mai bine la ce vreau eu să mă refer. Din toate punctele de vedere. Ați înțeles? Asta vreau să spun. Tu, nefiind de la București, n-ai mă cum să jignești tu bucureșteni și nu neapărat bucureșteni. N-ai cum, ești în serie B, ești nebun. Ca să ajungi în prima serie, trebuia să te naști în București. Nu te-ai născut în București, ce fapte ai așa ieșite din comun să se vorbească de tine? De caiac, de neion clămparul, de neion porcu, de cine mai e mă mâncava și gura voastră. Sunt mulți, mulți băieți, nu? Care s-au auzit de ei. Mai e unul care nu vine numele acum și nu vreau să-l omit, bă, să mor eu dacă vă mint. Care tot nu e băiatul din București, dar s-au auzit de ei oameni, au făcut fapte, au făcut chestii ieșite din comun, da? Cum e Beinurt de la Constanța. Deci ăștia sunt oameni care, nu, cum era Săceanu, cum, înțelegi, la București ia lumea de Săceanu.
Dar la București, la Ploiești sau la Târgoviște nu știa nimeni de cine-i Săcean. Ați înțeles? Pentru că doar punctul de reper este Bucureștiul la șmecherie, fără să jignesc pe nimeni. Și sunt șmecheri și în toată țara. Dar gândiți-vă, ca să devii cunoscut, dacă nu ești din București, trebuie să fii diferența, exact cum spuneau oamenii ăia la Galatasaray. Că orice jucător venea străin, trebuia să facă diferența, că altfel era pleavă. Ați înțeles? Așa că vă spun, bă, fără să jignesc pe nimeni, să înțelegeți. Șmecherește, vă spun. Nu ești de la București, deja ești în seria a doua. Nu ai cum să fii șmecher. Detalia la oamenii din București, la șmecheri din București. Nu? Pe, când vreodată o să te compari cu Nuțu, cu Fane, cu... înțelegi ce spun? Oricine ar fi, gândiți-vă că la nivelul ăsta nu-i nimeni. Înțelegi? Bine, și sunt băieții de la Iași, nu? Costel, șmecher calificat, omul, vedeți cât e de șmecher. Unde l-ați văzut pe el să vorbească, să facă el ceva? Ați înțeles? Ăștia sunt oameni care s-au auzit de ei, mâncava și gura voastră înainte să fie, mă înțelegi, și s-au auzit la București întâi de ei, nu pe la Brașov. Ați înțeles? Aici vreau să vă aduc să înțelegeți că lumea se consideră șmecheră și înjosește băieții de la București care nu au, mă, nicio șansă, ești nebun. Exact cum unul se naște Conte, s-a născut Conte, n-ai cum să ajungi la nivelul lui, niciodată în viața ta. Vă pup și vă iubesc și nu uitați, dacă v-a plăcut, un like. Dacă v-a plăcut, dacă nu, treaba voastră. Vă pup și vă iubesc.